un istoric de talia domniei sale. Bun asta, bun. Educat, hai că e, activ, plin de energie, orator, asta e bun, orator născut, doar o astfel de persoană ne poate scăpa de ciuma roșie. Sluga lui Ponta ce ești, vândutule. Fiți atenți, mă, că am aflat cum stă treaba până la capăt cu dezastru guvernării Boc. Păi voi știți ce s-a întâmplat? Deci după ce ăsta la cap la București, Emile, fă aia, Emile, fă aia l-altă, Emile, ieși afară din birou că a venit doamna Udrea, Emile, te-ai întors, mă, de la chioșc. Ei bine, după toate astea, când ajungea și omul seara acasă, cu nervii făcuți muci, ce credeți că s-a întâmplat? Îi citea soția poezii. Da, mă, îi citea poezii de dragoste. Acasă mai recitat domnul Boc, ca să zic așa. Sigur că da. Îi citesc tot ce scriu. M-ai declarat regina, mi-ai dăruit un tron și o coroană cu multe diamante. A? Se explică multe acum. Ați auzit poeziile? Bun, ok, hai. Să nu mai comentăm, că na, femeile sunt mai sensibile, știți cum e. Da, cum se numește volumul scos de doamna Boc acum câteva luni, știți? Ba, are un titlu logic, nu? Scara. Ha? Acum vă întreb, o fi scara aia pe care se urcă Boc să-și ia cheile de pe frigider? Voi mai țineți minte criza citostaticilor de acum un an și ceva, aproape doi, așa? Ha? Da, mă, momentul ăla urât în care statul român nu găsea banii necesari, cam 800.000 de euro, pentru a asigura medicamentele de care bolnavii de cancer aveau foarte mare nevoie. Poate mai țineți minte că vârful de lance televizat în lupta cu statul ticăloșit au fost Antena 3 și Mihai Gâdea. Din studiourile televiziunii familiei Voiculescu s-a făcut dreptate televizată, s-a urlat la miniștri, sau, mă rog, la demnitarii statului. S-au aruncat cuvinte grele, bă. O firmă de medicamente care făcea morfină a plecat din România. Întrebarea este, de ce a plecat firma aia? Nu cumva pentru faptul că i s-a pus o taxă pe care îi ducea într-un fel de faliment? Surprinzător pentru mine este că dumneavoastră ați început să apărați firmele de medicamente împotriva taxelor. Dumneavoastră sunteți un nesimțit, dacă asta ați înțeles. Pentru că eu apăr altceva, domnule Duță. Apăr pacienții care sunt bolnavi de cancer și de leucemie și care nu au morfină. Dacă nu înțelegeți asta, sunteți un dobitoc. Da, mă, la asta s-a ajunsese, mă. Să-i se spună cuiva că-i dobitoc de către un multipremiat realizator TV. Bă, nu zic că omul poate merita, dar uneori e nevoie așa de puțină moderație, nu? Ei bine, partea tare acum începe. Hot News a descoperit că în timp ce se căutau bani pentru citostatice și nu se găseau, în timp ce Antena 3 mitralia instituțiile statului, Comisia Națională pentru Acreditarea Spitalelor, parte a sistemului pe care l-a atacat televiziunea Varanului, cheltuia aproximativ cam tot 800.000 de euro pentru a-și plimba angajații prin lume în locuri dintre cele mai exotice. Bun, suntem obișnuiți și cu astfel de extravaganțe, veți spune că nu e nimic nou, numai că firma care încasase banii ăștia de la stat pentru călătoriile luxoase ale angajaților era o firmă de turism, al cărei acționar principal era nimeni alta decât Corina Voiculescu, fica justițiarului Dan Varanul Voiculescu. Nu-i frumos, mă? Hai, bă, că e frumos, e foarte frumos. Pe de-o parte încasez de la stat, de la sistemul de sănătate din România, 800.000 de euro pentru călătorii cam inutile. Pe de altă parte urli de mama focului că sistemul ăla de sănătate n-are 800.000 de euro pentru a ușura suferințele bolnavilor de cancer. Da, na, atâta vreme cât ipocrizia merge, de ce să nu se dea băieții ăștia drept îngerași în timp ce îndeasă în buzunare banii smulși de la gura bolnavilor? M-am tot uitat la agitația asta legată de cele 290 de hectare ale lui Băsescu și am observat ceva. Nu, nu cred că a mai văzut cineva asta pentru că ar fi vuit presa, nu? Bă, deci am văzut că nici nu s-a aflat bine că Băsescu se face fermier,
că ăștia au și început să trimită oameni sub acoperire la fața locului. Ia uitați aici! Cât de cât am început să aflăm lucruri despre terenul pe care îl vedeți în spatele meu, aceasta este moșia familiei președintelui de 290 de hectare, dar aș vrea să vă prezint un invitat pe care l-am, care este din zonă, se numește Radu Tudor, este cioban și știe ceva mai multe. Deci cum, mă? Pe cine a trimis concurența la Nana să se ocupe de tiran? Ia să mai vedem o dată. Aș vrea să vă prezint un invitat pe care l-am, care este din zonă, se numește Radu Tudor, este cioban și știe ceva mai multe. Deci da, este chiar el, Radu Tudor, dita mai directorul general la Antena Internațională. Bă, nu pot să cred cât de dedicați sunt oamenii ăștia, bă, cum ar face ei orice pentru a afla adevărul. Bravo, bă, bravo, bravo. Ia să mai vedem. Radu Tudor este cioban. Da, nu, e clar că el e, mă. Da, e clar. Hai că m-au făcut invidios. Bă, ăștia-și trimit directorii pe teren, bă, iar noi... Alo, conducerea s-aude, bă? Mai ieși și noi din birouri sau... Bă, o fi băse supărat cu documentele lui Sorin Roșca Stănescu și cu minciunile lui Ponta, dar uite că are putere să mai și muncească. S-a dus la Paris, la, atenție, conferința europeană pe tema combaterii șomajului în rândul tinerilor. A? La invitația președintelui Holland voi participa la o conferință la care participă și alți membri ai Consiliului European, dar și miniștrii muncii, pe tema ocuparea tinerilor. Ce treabă avea președintele cu combaterea șomajului, asta nu e foarte clar. Mai ales că el nu prea-i afecta, mă. Păi personal omul și-a făcut datoria, mă. Are toate fetele aranjate. Da, păi una e la agricultură, alta e în Parlamentul European, alta e deputată roman, nu? Da, mă rog, probabil că așa cere protocolul, să fie mai vizibil șefii de stat, nu miniștrii de profil sau unii care chiar au puterea să combată șomajul. Da, hai că prea mă iau în serios și intru în chestiuni de-astea tehnice. Mă rog, important e că Băsescu trebuie să fie foarte atent pe acolo, pe la Paris, să nu iasă din program, să nu facă urât, să nu invite pe nimeni la dans, că la ce imagine avem noi în Franța, imediat îl urcă fratea aia în avion și îl trimit acasă cu 300 de euro. Andreea Marin vrea să fie și ea sexy și să facă audiență cu emisiunea ei de la TVR, dar n-are loc, bă, de ăștia din presa mondenă. Bă, ăștia sunt foarte greu de mulțumit și orice face Zâna, parcă nu e bine. La ultima apariție în direct, Andreea a încercat și ea să-și arate sânii. Credeți că a fost bine? Nu, frate, nici vorbă. Primii care au reacționat vehement au fost aia de la Libertatea. Fiți atenți aici, analiză pe decolteu. Zâna și-a pus corset bej care i-a turtit sânii. Bă, într-un fel au și ei dreptate. Bă. Ce zână e aia cu sânii turtiți, nu? Dar stați, bă, că au sărit și analiștii de la Click, care au tras și ei aceeași concluzie. Zâna avea sânii striviți. Băi, nesimțiților, bă! Păi fata asta se chinuie să aducă în fața voastră cazuri complicate, să implică să salveze vieți și voi vorbiți de sânii ei, mă. Asta ați înțeles, mă, voi? Bravo, mă. Păi ea face terapie prin sâni, bă, cu cazurile alea sociale pe care le prezintă. Până la urmă, ce-i frumos și unui om paralizat îi place, nu? Mai uită, bă, omul de necaz când se uită în decolteul Andrei. Și să nu uităm că are, bă, și ea o vârstă, bă. Adică, dacă nu-i ține bine sânii corsetul ăla, s-ar putea să-i se vadă pe sub fustă. Să știți că drumul de la fotomodel de succes la funcționar public nu e chiar atât de lung cum pare la prima vedere. Vă propun spre analiză două cazuri concrete. Începem cu Larisa Drăgulescu, care în primă fază a fost iubita lui Leo de la Strehaia și care a făcut câteva pictoriale nud ca să nu-și iasă din mână.
Ei bine, Larisa l-a lăsat pe Leo și s-a angajat ca psiholog la o instituție de stat. Bă, e logic, pentru că fata a făcut practică, bă, pe Leo de la Strehaia, pe care a încercat să-l facă bine. Și în pictorialele alea, să știți că ea a jucat mai mult un rol așa, ca să o placă Leo. Mă, deci a încercat să intre în mintea lui Leo de la Strehaia, dar nu în patul lui. Și mai avem un exemplu care demonstrează că dezbrăcatul în public nu dăunează carierei la stat. Nu știu dacă ați auzit de Denisa Ariton, cert e că fata a pozat în chiloți la începutul carierei. Acum însă s-a angajat la stat și este consilier la Institutul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului de Externe. Și pentru că avea un CV bogat în pictoriale nud, fata s-a ales și cu un salariu pe măsură. 3600 de lei, băi fomiștilor ce suntem! Culmea e că și în cazul ăsta există o explicație pentru salariu mare. Păi dacă nu e bine motivată, asta mică o să fie nevoită să-și mai ia un job part-time și parcă văd că o să se apuce să prezinte Vremea în Libertate sau Pentru Românii de Pretutindeni, normal. Bianca Drăgușanu și-a îndeplinit în sfârșit visul. Avortul ei transmis în direct n-a fost în zadar. Nunta cu Victor Slav n-a rămas fără rezultat. Diva a recunoscut că a început să fie pe profit. Croitoria merge bine, iar ea va avea o emisiune la televizor. Deocamdată se află în faza de negociere avansate cu vreo două posturi, printre care și TVR. Existența mea, da, se datorează și presei și afacerea mea se datorează tot presei, pentru că eu exist ca și nume și pot să-mi fac foarte bine treaba, adică croitoria asta și hăinuțele astea ale mele, cârpele astea pe care toată lumea le dezbate și le discută, adică le dezbăteau la o anumită emisiune și cu televiziunea, nu știu, rămâne de văzut. În momentul de față, da, într-adevăr, sunt în discuții cu o televiziune. Negociem, să vedem ce va ieși. Bă, să știți că n-ar fi exclus să vedem la TVR, mă. Păi tot au scos ăștia artileria de țâțe în goana după rating. Doar cu cele ale Mihaelei Rădulescu n-au ajuns la un acord, dar cred că și aici domnul Elvis Săftoiu negociază. Așa că n-o văd foarte bine pe doamna Romica Jurca de la Meteo, care cred că e gata să atârne arătătorul în cui și să-i predea harta Biancăi. Bă, merită fata, bă, până la urmă. A muncit mult pentru asta. Asta a fost, dragilor, nu ne vom vedea din acest studio miercuri, joi și vineri, pentru că mâine dimineață plec în Grecia, de unde vă voi oferi cele mai proaspete informații despre meciul de fotbal Grecia-România, după cum știți, transmis de noi în direct. Vom avea însă un studio acolo, de unde ne vom vedea după ora 23 în fiecare seară. Mamă, și când o să mă vadă Satana Pițurcă între cele două bănci la meci, face direct icter mecanic. Nu mai zic de mitică de la ligă, cu care trebuie să dau nas în nas pe acolo, să-i stric și eluia mini-vacanța. Să fiți cu minți până mă întorc, ne vedem luni așadar de la ora 23:15 cu emisiunea Starea Nației. Rămâneți cu știrile, noapte bună! La brutărie, mitică la... Mă rog, de n-or pune ăștia să mă bată pe cineva. Ca reprezentant al statului pe la diverse instituții și chermeze internaționale, poate că ar fi cazul să te exprimi mai relaxat, așa. Că poate și din cauza ta să uită chelnerii Chiorâși când comanzi o apă cu malți pe la diverse... 3 milioane de euro? Nu, pe bune, doar 3 milioane de euro? Păi cu banii ăștia nu acoperi cheltuielile anuale pentru 2... Pare un titlu logic, așa, nu? Scara. Hă? Acum întreb și eu. O fi scara aia pe care se urcă premierul? Firma care încasase banii ăștia de la stat pentru călătoriile luxoase ale. Dar stați, bă, că au sărit și analiștii de la Click, care au tras și ei aceeași concluzie. Vreți concluzia? Bă, să știți că n-ar fi exclus să o vedem la TVR, mă. Păi tot au scos ăștia artileria.